cum s-au afișat culiță sterp și blonda cu care era în mașină în momentul accidentului, cu puțin timp înainte de impact. Fanii au rămas mască, au fost prea atenți unul la altul. Au apărut noi imagini cu vedeta și blondina care era alături în timpul impactului. Recent, Culița a fost implicat într-un accident rutier destul de grav, chiar în centrul Clujului. În acel moment, în mașină cu el se afla și o prezență feminină blondă. Din fericire, nici artistul și nici tânăra nu au pățit nimic, însă vedeta ar putea avea acum probleme serioase cu legea. Totul s-a petrecut după ce mașina pe care o conducea cu liță s-a ciocnit de un alt vehicul. Celălalt șofer nu a fost la fel de norocos precum artistul. Acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale, iar, ulterior, a fost transportat la spital de către o ambulanță smurt. În urma accidentului, Culiță a intrat în atenția oamenilor legii și este cercetat pentru că a condus sub influența alcoolului, vătămare corporală, dar și pentru că a părăsit locul accidentului fără să primească acordul polițiștilor. Cu câteva ore înainte de impact, acesta a filmat un clip video pentru una dintre piesele sale la un resort de la Lacul Tarnița. Așa cum se întâmplă de multe ori în materialele video pe care le filmează artiștii, în clipul lui Culiță apare și o femeie frumoasă. Blonda focoasă care a coborât din mașina lovită în centrul Clujului este nimeni alta decât dansatoarea care a animat atmosfera în fața camerelor de filmat. Blonda este din Cluj Napoca și a postat chiar ea pe InstaStory câteva secvențe în care culiță pare că se simte extrem de bine la filmările noului său videoclip. O imagine cu cei doi împreună a apărut și pe TikTok, unde fanii artistului au început să-și dea coate și să se întrebe ce mai căuta blondina în mașina vedetei, după ce programul de muncă al acesteia s-a încheiat. Au fost prea atenți unul la altul și nu a mai fost atent la drum, e dansatoarea lui din următorul videoclip. La ora două noaptea urma să-i ofere un dans privat, seamănă cu Daniela, au scris internauții în secțiunea de comentarii.